ați vedea. Păi ei, salutare, Ionele, te găsim la gura văii. Sincer, am fi vrut, din punctul meu de vedere, să te găsim pe gazon, la antrenorat. Cum e viața ta aici, spune-ne? Păi, liniștită, deocamdată. Mulțumesc Dumnezeu. Suntem bine, familia bine, copiii bine. Și eu cred că asta contează cel mai mult. Practic, povestea ta începe de aici, din zona Făgărașului, de la Făgăraș. Da. Aici te-ai născut și în Făgăraș, da. Aici ai început și fotbalul. Îmi povestești puțin în Făgăraș. Păi da, aici m-am crescut, aici am terminat junioratul. A fost dat împrumut la Liga 4. De acolo am avut o perioadă bună. Și am fost luat la Liga 2. Dar cum a fost copilăria ta aici, în zonă, să spunem, suntem lângă munți? Frumoasă, că la noi acum știți că când eram noi copii, nu prea aveam toate telefoanele astea acum care sunt, jocuri și așa mai departe. Da. Buricule, să trăiești! Ți-am zis să vii cu fata la pețit, te-a sunat, da, vin cu nepoata. Păi te-a sunat, dar n-ai răspuns. I-a zis și lui. I-a zis și lui Bogdan. Eram aici. Ca să-l sun pe popa. Te cunosc, Vicii. De cât timp te-ai stabilit aici? De când? Aici, nu, casa asta o am de vreo câțiva ani. De vreo 20 ceva de ani. 90 de ani. 20 și... Și? Acum, nu, stau și în oraș cu soția, cu familia actuală. Ce să zic, suntem bine, nu? Am fost și ultima oară la Călăraș. Despre cariera mea, ce să zic, am zis că am început, am fost dat împrumut la Liga 4, de acolo am avut un retur de campionat foarte bun și am fost luat la Liga 2. De către direct la Liga 2. Da, la Dan Gheorghe, era președinte tot aici din zonă. Ar veni de la Mândra, câțiva kilometri de lângă Făgăraș. Era antrenor atunci, pe vremea era Neamitică Anescu, Dumnezeu să-l ierte. Și mi-am văzut de treabă, n-aveam un post, aveam un post așa mai... Păi cum ai început? Pe ce post ai început? Pe mijlocaș defensiv. Mijlocaș defensiv, la închidere? Da. Păi practic așa te-ai și retras, că știu că mai jucai pe... Da, după ce jucam, te-ai lăsat tot la închidere. Tot așa, da. Nu mai joci acum la nivelul ăsta. Nu, mai că mi-ajunge. Îți ajunge cât vorba. Hai să ne mai plimbăm, te rugăm, să ne mai prezinți, că spui că stai de 20 de ani aici. Pentru... 20, e un sat pitoresc, un sat ardelenesc, să spunem. Din, da. Exact cum sunt satele din Ardeal, din zona asta, ce te-a atras? Pentru a rămâne aici, în zonă, că ești... După cum vedeți și dumneavoastră, avem liniște, intimitate, peisajul este unul foarte natural și foarte frumos. Ce să zic? V-am zis, ultima oară am fost la Călăraș, acolo am avut ceva probleme, nu s-au plătit banii, nu, am intrat în litigiu cu ei, dintr-o anumită sumă de bani, peste 70.000 de euro să iau, mi-au mai dat 30%. Ce să facem? E greu. Și vrei să te întorci în fotbal? Eu te-am întrebat... Acum, ce să zic, oferte am mai avut. Nu pot să zic că n-am avut, nu. Dar le-am refuzat. De ce? Momentan. Păi dacă situația nu e stabilă, din punct de vedere financiar, e foarte greu să motivezi jucătorii. Adică nu poți să-i capacitezi să lucreze din punct de vedere fizic și mental 100% în antrenament. Asta e punctul meu de vedere. Deci nu vrei să mai faci compromisul ăsta, practic, să lucrezi cu fotbaliști neplătiți. E o realitate a fotbalului românesc, din păcate. Este și după cum vedeți și dumneavoastră, nu se vrea binele lor. Mă refer la fotbaliștilor, pentru că cluburile au beneficiat și de o, cum să spun eu,
un beneficiu din partea statului, li s-au făcut niște contracte de activitate sportivă cu 40% plătiți pe taxe și impozite, dar sunt foarte puține cluburi care plătesc în timp sau la timp. Și nici statul nu interesa să-și ia banii sau să verifice lucrul ăsta. Și atunci ați lăsat să vedeți și dumneavoastră câte probleme sunt și își pierd, ce să zic, își pierd din tot, din concentrare, din valoare, din foarte important. După și apar, așa cum am spus, compromisurile. Apar, să zicem, pe bagabonțelele, nu compromisurile. Ce să mai... Asta e realitatea, că n-ai cum să trăiești din cu aer. Am văzut că te cunoști cu vecinii, știi pe toți. Cum e o zi pentru tine? Ai văzut că ești oameni. Da, e liniștită. Depinde de... Gura voi. Depinde de vreme, de, să zicem așa. De ce? De vreme. Dacă e ploioasă și astea, lumea mai mult stă pe acasă. Dacă e perioada caldă și de câmp, atunci lumea merge în câmp. Câini ai. Exact. Ce altceva mai? Pentru că la țară trebuie să... A, păi, pasiune așa. Avem. Mai așa o găină, două acolo de ouă. De voi nu mai zic, că vine Gigi și mi le ia. Vine Gigi. N-ai ce frică că are, domnul Băcani are destule. Are Gigi, are. Înțeles că ai... E doxă. Ai găini, Gigi Becali nu cred că are treaba asta, ai găini, are și el, găini care fac ouă fără colesterol, nu știu, eu da. Recunosc, ouă verde, mă, ouă verde. Mă dau un vânt. Cum? Ouă verde, așa se cheamă, ca de rață. Da? Numai de găină. Uh-huh. Uh-huh. Și? Găinile sunt din rasa araucană. Practic le-ai adus de... Da, pe, nu, mai avem prieteni, mai... Combinăm, îmi dă ei găini, le dau bani sau îmi dă ouă și așa mai departe. Deci, practic, faci trocul ăsta, să-i spunem, da. Că e un... Acum e m-am mai axat și pe de-astea normale de ale noastre. Și oi câte ai? Că vine Paștele. Patru oie. Patru? Cinci oie acolo de... Am înțeles de... Da. Așa, de frumusețe de... Ce faci, cioropină, mică? De unde ai apărut? Vine aici la tate, hai! Mica, ce e, mămică? De la asta ai luat ceva? Am luat și de la asta. Una. Două ripări că am luat. Una. Două. Ei, uite, astea sunt astea. Astea sunt de-a. Astea sunt. Araucana. Am două rase aici. Și australop. Gata. Araucana și australop puteți. Australop și araucana. Deci astea sunt cele cu ouăle verzi. Deci uite aia neagră, asta pe pălâncie și cu aia lupă pe pălâncie și cu coșul pe ăsta albastru cu roșu. Și aici sunt mioarele. Cam patru mioare. Na. Trei fătate și două căprițe. Și... doi berbecuți de la ele, două ieduțe și un țap și o mieluță. Dacă vrei să te extinzi Turcan. Cu treaba asta, nu, atât rămâi la... Nu că mă cer cu Gigi și faceți... Nu vrei să faci concurență. Nu că mă cer cu Gigi, îmi băgați aici, în cază cu Gigi. Hai la tate, hai! Ăsta e... Ieduț. Unde e? Iedu. Uite acolo. Uite. Unde ești, Anastasia? E acolo. De aici, practic, mai și consum. Păi depinde, nu, v-am zis că dacă... Nu, dacă bebecuțul e frumos și mare și ăsta, nu-l dau. Nu-l tai, nu-l sacrific. Și dacă e bebeluță, iar nu-l sacrific. Deci, practic, acum de pași nu... Avem un țap la... la el e pregătit. Mai încolo, mai la toamnă, vedem ce și cum. Bebecuț, vede nenea Gigi. Nenea Gigi?